Cel sunat de România. Cel sunat de România, da? Asta zic. Pentru unii toți oamenii care muncesc afară și se chinuie să muncească, să-și întrețină familiile, sunt căpșunări. Știu prea bine despre ce este vorba. Stimați spectatori, Cool Dude, care și-a schimbat tricou. Iuhu! Și apropo de tricou, uite, trebuie să-ți dăm unul. What? Uite-te la mine. Știu că nu interesează pe nimeni, dar... Mă interesează pe mine. Nu, crede-mă, pe nimeni. Azi am dat primul autograf. Ai dat autograf? Da. Ești nebun. Prima oară în viața mea. A dat Sebi un autograf! Yeah! Și în momentul care... Deci să nu spui că mi l-ai dat mie, că te trăznesc. Acel autograf aveam o treabă importantă de altfel. Poftim? Una noche de amor, buscando de sol en mi corazón. Am și eu tricou! Am și eu! Dacă vrei, o să-ți oferim și noi unul. Da, chiar. Ce cu tricourile voastre? Cu mesaj sau fără mesaj? Cu mesaj sau fără mesaj? Eu vreau și cu mesaj și fără mesaj. Da, explicați-mi mesaj. L-am primit cadou de la niște fani de-ai noștri din Spania, cum spuneam, niște muncitori adevărați. Așa. Ca un pamflet la adresa realizatorilor TV și de radio. Da? Nu vedem tricou. Ca un pamflet la adresa celor care iau în râs munca celor care sunt afară. Ce s-a întâmplat e destul de greu de explicat. Cine... Suntem foarte obosiți cu și toții. Și probabil că cine are să se simtă, se simte cu siguranță. Exact. Să revenim mai bine la lucruri mult la... mai da, abarate. Și mai ales la marele scandal și Barack o să trebuiască să ne explice. Am citit în revista Apropo TV, vă spuneam ceva mai devreme, mă, ce-mi place să-mi bag mâna în cadrul lui Barack. Ia. Așa? Aud în cască, nu mai da din aripi. Așa? Am citit în revistă că reggaetonul este de fapt o revenire a muzicii orientale pe plaiuri românești. Dar acum ce o să facem? Dacă ne punem pe Beethoven, în 3 luni nu mai avem ce făcea. Dacă înțelege ce vreau să spun. Așa e cu și curentul. Și plus reggaetonul în Statele Unite există cu mult înaintea manelei românești. Dovadă Daddy Yankee, pe care am avut onoarea să-l cunosc, că tot mă lăudam în pauză. Da? Noi ne-am întâlnit deci... cu Pacianga. Da, da, voi cu Pacianga... Nu, între noi vedetele, nu. Mare, ce tu cu cine ai zis că te-ai întâlnit? Daddy Yankee este un... Cu Daddy Yankee, eu cu Kadir. Daddy Yankee și Kadir. Barack, zici și tu ceva. S-a întors Barack printre noi. S-a întors Barack și s-a întors... Bine v-am găsit. Este foarte simpatic. Barack este foarte simpatic, dar n-a înțeles un lucru important. Dacă faci hip-hop și nu faci versuri explicite... Și, uite, el nu cântă cu... Mă înțelege și eu zic că se poate și așa, cum am făcut eu. E, na? Fără versuri explicite, da. Se poate. Hitul Vine Poliția, după care noi ne-am dat în vânt la vremea respectivă, s-a întors împreună cu Barack. Și cu Chicanos. Cu Chicanos, de le-am zis Los Chicanos până când i-a găsit, li s-au lungit urechile și mi-au zis, știi, cu Los. Ne-a. Bine, și, Los. Și vecinul Will, tot Los Chicanos, mi-a zis prima oară. Deci, dacă micuțul Will... E... Știm pe cine trebuie să tragem de urechi. Asta zic, poate mai crește. Deci... de la notele mici s-a tras micuțul lui Will. Da, păi asta zic... Cum vă așa de mică rață că nu de vă întâlnireți? Te lăsăm pe Barack să... Eu cu Alex mă știam de ceva timp și ne-am reîntâlnit anul acesta și s-a întâmplat să fie exact în perioada când înregistram pentru primul meu album solo. Wow, care este acesta. Gata să revin. Există pe piață? Care există pe piață începând de acum. Da. Începând de astăzi. O să găsiți... Este o lansare mai neoficială, adică facem așa un mare bulgăre de zăpadă și pornim cu bulgăre mic. Apoi iese videoclipul, apoi iese lansarea oficială, se face un bulgăre mare, la vale, nu se oprește, n-ai cum să-l oprești, s-a terminat. Bani, pleci în Canada și ai rezolvat problema. Da. Corect. Așa. Rămân în România. Și cum spuneam odată, eram exact în mijlocul înregistrărilor și m-am regăsit cu Alex și am vorbit, a fost o chestie foarte simplă. Să facem o piesă. Aveam în cap Vine Poliția. Aveau și în cap Vine Poliția. Asta nu e bine. Cu reggaeton. Dacă trei avem în cap că Vine Poliția, mai bine. După pauză, că am încurcat-o de bunitiv. După pauză, mai apucăm să mai vorbim sau nu. Pauză. Vine Poliția.
Mai spun atât. Te rog. Piesa pe care o vom asculta astăzi, cântată de Barak și Chicanos, ne-a fost recomandată de Tanța. Vreau să te cunoaște. Deci înțelegeți? Asta înseamnă că dacă aveți nemulțumiri, scrieți pe adresa redacției ne pentru Tănțelul. Noi ne vedem mâine, miercuri, la 6 fără un sfert, cu donițele de cafea pe umeri. La revedere! Vine poliția, îmi ia toată marfa, ascund dolari și mărcile, s-o lupa-n negrețile. Vine poliția și mi-a toată marfa, ascund dolari și mărcile, să nu fac negrețile. Vine poliția și mi-a toată marfa, ascund dolari și mărcile, să nu fac negrețile. Nu știe, o viață întreagă se știe. Un bat motivat, nu renunță, se știe. Pentru zile frumoase, pentru lume întreagă și pentru toți de acasă. Asta unește pe viață. De sunt aici și aici vom fi. Să pune zâmbete, este rolul să știi. Vine poliția și mi-a toată marfa, ascund dolarii și mărcile, să nu fac necăzilele. Vine poliția și mi-a toată marfa, ascund dolarii și mărcile, să nu fac necăzilele. Minori interzis, facem practic de vise pe balansul platine, Puerto Rico, România, acum